Dragii mei, bine v-am găsit la un nou video! Dacă vă plac rețetele cu brocoli, astăzi am pentru voi una extraordinar de ușoară și foarte delicioasă. Acest brocoli gratinat la cuptor cu ou și iaurt este un adevărat deliciu. Vă invit să rămâneți până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. În continuare aici pe imagine vă voi lăsa scrise toate ingredientele necesare pentru această rețetă. Începem cu brocoli pe care trebuie să îl tăiem în buchețele mai mici și îl așezăm într-o strecurătoare pentru ca apoi să-l putem spăla foarte ușor sub jetul de apă de la robinet. După ce am spălat brocoli, îl lăsăm puțin deoparte, iar într-o cratiță destul de încăpătoare adăugăm în jur de 2 litri de apă. Punem de asemenea și aproximativ jumătate de linguriță de sare și punem cratița la foc. Lăsăm ca apa să ajungă la punctul de fierbere. Când aceasta a început să clocotească, putem să adăugăm și brocoli. În cazul în care nu aveți brocoli proaspăt, puteți să folosiți și din acela congelat, este la fel de bun. Acoperim cratița și lăsăm brocoli să fiarbă aproximativ 3 minute. Nu este nevoie să îl fierbe mai mult, deoarece îl vom introduce apoi și la cuptor. Și după ce a fiert 3 minute, scurgem apa fierbinte, iar peste el vom adăuga apă rece de la chiuvetă, pentru a-l răci instant. În acest fel își va păstra foarte bine nutrienții și de asemenea și culoarea aceasta verde foarte frumoasă. După ce l-am răcit foarte bine, îl lăsăm să se scurgă. În continuare, spargem într-un bol 3 ouă, punem și un praf de sare, apoi le batem foarte bine cât să le omogenizăm. Punem de asemenea și puțin piper măcinat, iar dacă ne place, putem adăuga și puțin oregano. Mai batem încă puțin pentru a încorpora și condimentele, iar apoi adăugăm iaurtul. Batem foarte bine cât să se omogenizeze totul. Pregătim și tava în care vom face brocoli la cuptor. Eu am folosit un vas Siena în care am adăugat puțin ulei pe fundul acestuia. Eu am folosit un ulei aromatizat cu rozmarin. Dacă îl aveți puteți să-l folosiți, dacă nu puteți să folosiți ulei de măsline sau cel pe care îl aveți de obicei în casă. Acum așezăm în interior buchețelele de brocoli care între timp s-au scurs foarte bine. Dacă este necesar putem să mai presărăm puțină sare pe deasupra. Putem să mai punem și câteva picături de ulei. Iar apoi peste buchețelele de brocoli adăugăm șunca presată pe care am tăiat-o în bucățele mai mici. Poate fi șuncă de curcan, de pui sau de porc. Fiecare poate folosi după gust. Apoi presărăm și cașcavalul răzuit pe deasupra. Iar la sfârșit punem pe deasupra și amestecul de ouă cu iaurt distribuim acest amestec peste toate buchețelele de brocoli. Cuptorul trebuie preîncălzit la 200 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos. Punem brocoli la cuptor pentru aproximativ 15 minute pentru a se gratina sau până când se vede rumen pe deasupra. Și după 15 minute am scos brocolii de la cuptor, după cum vedeți arată foarte bine, ca să nu vă mai spun că mi miroase extraordinar de plăcut. Nu ne rămâne decât să ne punem o porție sănătoasă și să îl servim cât încă este cald. Dragilor, sper că v-a plăcut această idee de brocoli gratinat și vă invit să o pregătiți și voi. Sigur vă va încânta rezultatul și veți dori să repetați. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la următoarea rețetă. Numai bine tuturor!